Apocalipsa nu va veni din cauza prea multor emisii de carbon, ci din lipsa dioxidului de carbon din atmosferă. Acest fapt va duce la moartea plantelor și implicit a animalelor ierbivore, urmate de cele carnivore. Experții caută soluții pentru a evita acest lucru, însă odată cu îmbătrânirea soarelui crește și temperatura lui, fapt ce cauzează emisia mai multor gaze care, în contact cu apa de ploaie, produc mai multe reacții chimice. Rezultatul acestor reacții fiind scăderea nivelului de dioxid de carbon. Astfel, în decursul unui miliard de ani, nivelul dioxidului de carbon va fi mult prea scăzut pentru ca plantele să supraviețuiască. După un alt miliard de ani, vor dispărea și oceanele, iar condițiile de supraviețuire de pe planetă în acel moment vor fi foarte ostile. Viețuitoarele care vor rămâne vor fi nevoite să trăiască în condiții precare, în ideea în care apa se va găsi doar la înălțimi foarte mari sau în peșteri foarte adânci. Toate aceste lucruri sunt rezultatul unei cercetări efectuate pe baza unei simulări pe calculator care a urmărit schimbările climatice pe care soarele le are asupra Pământului.